Scandal la piața Cibin, comercianții amenință cu scumpirea legumelor sau chiar retragerea lor de pe tarabe. Motivul? Serviciul public de administrare a piețelor a mărit taxa per producător cu 300 de lei pe lună. Ba mai mult, chiar și oltenii care vând legume la bucată sau legătură sunt obligați să plătească o taxă pentru cântar, deși aceștia spun că nu au nevoie de așa ceva. Scandalul a început când oltenii de la piață s-au dus la caserie să-și plătească taxa pe luna mai. Aici au aflat că în loc de 600 de lei cât costă până acum, trebuie să plătească 930 de lei. Comercianții se plâng că nu au de unde plăti acești bani și, deși nu au toți nevoie de cântare, sunt obligați să le plătească. Care e nemulțumirea dumneavoastră? Doamne, am fost ca să plătim mesele de la început cu 1 mai și ne-a spus că s-a mărit taxa și e obligatoriu să luăm cântare. Și noi nu avem marfă la cântare. Avem marfă, ceapă, ridică și nu ce să facem noi cu cântarele. Și cu cât s-a mărit taxa pe tarabă? Cu 50%, de la 6 milioane la 9 milioane, 300. Și vă permite să plătiți acești bani? Nu permitem, dacă domnul nu face față cu plătit transport, să venim la 250 km sunt de la Oltenie la noi. Venim, de ce venim? Ca să le facem o salariu. Deci ne ajunge masa 9 milioane 300 plus dormitul, 100 de mii la gazdă. Și vă obligă să luați și cântare de aici? Obligatoriu. Eu am cântare electronic și mă obligă să plătesc al cântare la ei. Și cât plătiți pentru cântare separat? 80 de mii, dar de la întâi 100 de mii în plus. Și ați cerut o explicație? Ce v-au zis? Păi ce, da, domnule, nu facem față. Ce, dacă nu vă convine pe care la orice nevoastră? Deci nu vă mai lasă dacă nu plătiți? Da, unde mai nu ne chinează nimeni. Nemulțumirea cântarului. De ce ne bagă cântar pe gât fără să am ce cântări cu el? Eu cântăresc ridichea și ceapa pe cântar? Nu cântăresc. Masa, hai că să fie cum a fost. Eu trebuie să muncesc 30 de zile ca să plătesc 9 milioane, 300 pe lună. Și cu ce mă aleg? Dormim în piață, toaletă nu. Absolut nimic nu, condiții nu. Nu aveți toaletă aici? Nu, avem toaletă, dar e noaptea închisă și noi dormim în piață. La 7, ce fac eu până dimineața la 7? Iar la fel de la ora 4, duminica de la ora 2, iar la fel toaletă nu este. Și referitor la taxa la masă, până anul ăsta a fost inclusă în taxa mesei numai salubrizarea. De acord, cu cântarul nu suntem de acord, fiindcă noi nu avem nevoie de cântar tot timpul anului. Noi perioada asta avem legături făcute și nu e nevoie de așa ceva. Obligă să cântăriți legătura de pătrunjel sau de mărit? Nu ne obligă să dăm banul. Că îl include așa. Chiar dacă nu-l folosești, trebuie să-l plătești. Păi de ce să-l plătesc? Noi și când avem de cântărit, n-avem cantități mari, fiindcă noi n-avem suprafață mare de cultivat. Avem câte 30-40 de ari și vin cu câțiva saci de ardei. Și ne cuplam și noi câte doi, luam un cântar, că și așa e scump și nu se vinde cine știe cât pe zi. Acum nu sunt de acord. Iar la fel. Venim 4 zile pe săptămână, 3 zile să vă cați plătim masă, plătim cântar, de ce? De ce ne plătim? Plecăm acasă de ne mai rămâne cantitate puțină de vândut. Ne înțelegem că doar oameni suntem și noi. Azi plec eu, săptămâna viitoare pleacă vecinul și zic că nu trebuie să lăsăm nimic pe masă, să eliberăm masa ca să ia alți bani pe masa respectivă. Și dumneavoastră o plătiți lunar. Și noi o plătim lunar. Păi cei care au chioșcuri închiriate și asta le spune când nu deschideți... Dați afară tot și băgăm pe altul acolo. Cât plăteați până acum? 6 milioane. Ni se părea mult, dar n-aveam ce să facem, că n-ai unde să pui. Și acum 9, cum vi se pare? Și la 9, exagerat. Exagerat, să știți. Ce fată e? Un leu aici, domnul. Uitați aici un leu. Dumneavoastră vindeți la bucată, aveți nevoie de legătură, nu? Nu, uitați, am la legătură. Uitați, un leu domnul n-a vrut un leu, vrea mai ieftin de un leu. Atunci cântarul îl plătiți degeaba. Îl plătim degeaba. Ca să ne ia bani. Să ne ia bani. Asta e. V-a zis că e obligatoriu. Obligatoriu, da. Pentru luna mai, tot atâta, 9.300.000. Și cum vi se pare? Foarte mult, exagerat de mult. Aveți nevoie de cântare aici? Plus de asta, nu am nevoie de cântare, că nu am nimica de kilogram. Și a trebuit să-l plătiți? Păi normal, ne obligă să-l plătim pe fiecare lună, pe fiecare zi, adică zi de zi cântarul. Are atâtea cântare, este de la toată piața. Trebuie masă de masă să fie cântar pe masă. De ce ne obligă? Și în plus de asta să mai ia și două rezerve. Uite, sunt două rezerve plătite la o masă, la aceeași masă. Perioada de iarnă, în ianuarie. Adică plătesc eu de primăvară și mai plătește încă o dată persoana care o are de vară. E posibil? Îți fi nevoită să ridicați prețurile în cazul în care aveți așa o mare taxă pe masă? Păi, doamne, noi ridicăm prețul, da, cumpărătorii.
Ne întrebăm, au dâns și bani să cumpere, că ei refuză și așa. Deci așa nu cumpără? Da, mamă, uite, stăm cu masa marfa de o 3 zile, 4 zile, cu un rând de marfă și nu se vinde, doar să mă-i scumpim, doamnă. Asta e marfă perisabilă, nu stă o săptămână pe piață, cel puțin 2 zile. Și nu ne convine, doamnă, să știți, la prețul ăsta, 9.300.000. Hai când avem roșii castraveți, merge să ni se oblige să ni se bage cântarele. Dar acum cântărim verdeața, cântărim ceapa verde sau ridichile de o lună, mamă, nu se poate așa ceva. La noi, la Craiova, la Oltenia, nu e așa ceva. Ne lasă cântarele producătorului de vin cu ele la piață, sunt verificate de stat, dar aici să oblige așa ceva nu am putut să văd. După ce când plătim transport atâția bani, aici ne obligă să plătim rezervarea din iarnă 4 milioane, acum ne obligă să plătim 9.300.000 pe lună, nu ne convine. Hai că 6 milioane mai să... Vine. Producătorii spun că în cazul în care nu se vor lua măsuri pentru eliminarea taxei de cântare, ei nu vor mai veni la piață pentru că vor lucra în pierdere.